Au fost anunțate rezultatele reexaminării lucrărilor de BAC. Circa 200 de contestații au fost depuse în acest sens în raionul Glodeni. Unii dintre absolvenți au ales cu note mai înalte, notele altora însă au rămas neschimbate. Potrivit informațiilor din cadrul Direcției Generale de Învățământ Tineret și Sport Glodeni, unii absolvenți au depus cereri la mai multe discipline. Fiecare elev a depus contestații la o disciplină, la două sau trei. În total au fost depuse peste 200 de cereri. Am primit rezultatele contestărilor, la care rezultatele au fost diferite. Deci majoritatea notelor au rămas neschimbate. Avem o singură notă care a fost, vreau să zic, iată, la un candidat, a fost coborâtă. În rest, deci, au fost undeva la 15%, vreau să zic, iată, din note, au fost ridicate. Deci, putem afirma că ridicarea n-a fost atât de sporită, a fost, să zicem, la cu un bal, cu un bal, două baluri, dar... În rest, notele, celelalte procente din toate lucrările au rămas la aceeași apreciere care a fost făcută de prima comisie de evaluare. În general, la contestări au fost prezentate 225 de lucrări din peste 2000 de lucrări care, dacă luăm toate examenele sumate, zic că adunăm undeva 2200 de lucrări. Au fost și contestații, au dat elevii și la contestații, au fost 8 elevi, 4 de la ciclul real, 4 de la ciclul umanist, dintre care la moment cunosc că 3 elevi au venit cu note majorate de la până la un bal, iată așa, un bal. Doamna Claudia, au fost și elevi care au dat contestații la mai multe obiecte? Da, au fost la două obiecte, la două, mai mult nu. Doi elevi au dat la contestații la două obiecte, dintre care la câte un obiect din acestea care am numit au venit majorat. Cu toate că rezultatele examenelor de BAC au fost stresante pentru unii absolvenți, rezultatele lucrărilor de contestare nu sunt mai bune în toate cazurile. Doi absolvenți din cei care au depus cereri de contestare au ratat examenele de BAC, lucrările fiind evaluate cu note negative. Ce sunt nedovolne rezultatele? Plohă. Plohă să dai examenele. Экзамены вроде не были трудными, но подавать на апелляцию нет смысла, потому что кто подал, пришли оценки еще ниже. Оценки очень плохие. Eu cred că e normal. Mie, în orice caz, mi s-a părut bine pentru mine. Dar pentru alții, nu știu, că au fost și note de 4 și de 3. Ai dat la contestație vreo lucrare? Nu, n-am dat. Mie nu mi-ajunge. 2 de 8 și 2 de 9, cred că e bine. Rezultatele mi s-au mărit doar la două obiecte, la română și la limba engleză. Mi s-au mărit cu la limba engleză cu două puncte și la limba română cu un singur punct. Și rezultatele au venit la fel cum erau. Și am 3 de 9 și 8. Ești mulțumită acum de rezultate? Așa, mediu. 7 venit, 7 da la contestație și tot 7 venit. Adică nu ți-au mărit notele? Nu s-a mărit. Eu consider că la mine a fost măcar de 8, nu a fost lucrarea de 7. Țin să menționăm că în total în Republica Moldova anul acesta au fost depuse 16.000 de contestații, cu 6.000 mai puțin decât în anul trecut. Examenele de bacalaureat s-au desfășurat în perioada 2-21 iunie, iar certificatele de absolvent vor fi înmânate în perioada 1-14 iulie. Candidații care vor avea note mai mici de 5 nu vor putea să susțină bacul în acest an. Ei vor avea la dispoziție două încercări pe parcursul următorilor 3 ani. Diana Zaporojan, Mihai Moldovanu pentru știri.